Bună, prieteni! Astăzi v-am regăsit la un nou episod din o joacă foarte interesantă. Aici suntem împreună cu Pavel. Salut! Și astăzi o să facem... O să vă arătăm cum să aveți puteri și o să vă arătăm cum să vedeți cât aveți la sabie, la chakra, la durability și la pumni. Am vrut să menționăm, aceasta este partea întâi. La Gabi se oprește din filmat și asta e o problemă. De atâta, de aceea noi facem pe părți. Da. Și dacă o să, când eu o să greșesc că a să oprească, să nu vă îngrijorați. Asta e de la YouTube. Nu știu ce are cu mine, da? Bani. Ne scot 2 milioane, adică. Oho. Gabi, arată-le oamenilor cum să fac puterile. Adică cum să-și fac misiunile și arată-le cum să poate să vadă cât nivel de exemplu, ce dacă au. Bine. Uite, da să vă arăt. Gabi, da. Gabi. Da, ce? Ui la nivelul meu. Ui la nivelul meu. 200. De ce scrii pirate? Ne-am upgradat. Și... Nu face big box. Ce? Nu face big box. Uitați, prieteni, vă duceți aici la bomb și vă cere misiuni. Și voi trebuie să le faceți. Apăsați pe omul ăsta verde și vă duce la quest. Și vedeți ce misiune aveți. Eu trebuie să fac agility. Dar eu trebuie să fac 100.000 de chakra din 64.000. Am făcut până acum, am farmat cu Gabi 64.000 de chakra. Dacă mă auziți așa mai înfundat, eu un pic sunt răcit cu nasul. De atâta. Păi, Gabi, hai să pornim. Vino la manechin. Sau la cadouri. Vedeți, noi avem ceva violet pe sabie. Uitați-vă de aici, puteți să vă luați... Nu exact. Violetul acesta nu e exact cel mai bun dintre toate. Sunt albastre, sunt cafenii, dacă sunt. Și Gabi, hai să pornim. Să căutăm insule? Da. Haide. Nu, insule, dar să le arătăm oamenilor unde se află să crească anumit lucru. Înapoi, Titan. Înapoi. Unde, unde ești? Eu sunt la manechin. Ah! Hai! Vino încoa. Haide. Astăzi am vrut să vă spun, știți? Titanul. Aoleu. Dacă ne vede... Deci... Cine se bate? Se învârtește împrejurul la chiatel. Ah, eu am înțeles și pe ea.
Și vrea. Dacă vine cineva, el își păzește oamenii. Te-a omorât? Nu, dacă cine? Nu m-am băgat în apă, că mă tem de titan. Eu sunt pod. Tu ești pod? Nu-l mai văd. Hai, cât el nu-i. Unde ești? Unde ești? Ah, haide. Hello, what's up? Dani? No! Și faci? Vin să te ajut? Nu, i-am fugit. Ai mămița. Da, du-te! Aoleu. Aoleu. Aoleu, după mine. Ta-dan, ta-dan, ta-da-da-da-da-dan. Da? Gabi, vii acolo la... La port, unde sunt bărcile. Bărcile? Ah, da, da, da. Uite, vin. Adică la pod, nu tămân acolo. Da. De să mor. Vin mai repede. Aoleu, 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 te ai zis la ochi. Ei, m-am greșit. Înspre oraș. Eu... Du-s la oraș. Dar și tu nu ești de la țară, tu ești de la oraș. A, eu sunt din Moldova, bă. Vino încă. Dacă vedeți că eu levitez, nu e un lac. Eu chiar pot să levitez. Îl zbor. Adică toți oamenii care sunt aici pot să leviteze. Nu e important anume. Trebuie să ai o putere anume. Scuze, scuze. Ești cu 76 de mii în spatele meu. Știu. Adică 47, 45, 44. Până să ajungi la 100 de mii. Dar dacă... Așa... Gabi, hai mai bine ne plimbăm și creștem speed-ul și după asta de ne ocupăm noi off-camera de locurile astea. Ok. Dă să le arătăm la oameni locuri unde poate să farmeze. Vedeți castelul acesta? Păi castelul acesta o să vă ajute la să-ți iei grimoare. De exemplu, eu am așa ceva numai că de demon. Eu am demon, cea mai rară grimoare. Dar cât costă?
Raymond. Să ne cumpăr și eu? Dar tu cât ai? Diamante? Da. Eu am diamante, stai că spun. Am 3975. Să ne cumperi ochi sau de ăsta? Strânge pentru ochi. Dacă ai 3000, ochi. Cât ai? 3000 și cât? 3975. Eu. Este una de astea. O să o iei? Da, nu. Nu pot. Aoleu. A, cred că numai eu. Bun, hai să le arătăm. Hai. Status? Nu. Vedeți? Acum, noi ne ducem să vă arătăm un lucru. Aici, cred că poți să-ți crești pe ringul acesta. Nu e ring, dar... Este o să-ți crești pumni. Îți trebuie 1 milion de pumni ca să... 100 de milioane de pumni ca să poți să face să-ți crești aici pumni. Acum, aici... Vezi că vine ăsta după noi, vine ăsta după noi, vine ăsta după noi, vine ăsta după noi. Sau nu mai vine? Vine. Gabi, fugi! Am oprit la colț! E bun. Ba, și mi-a dat-o. Stai că vin. Înapoi. Setin. Vedeți, în aerul ăsta sunt... Aici poți să-ți crești viața, dar dacă ai 100 de milioane. 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 Salut! Ce faci? Gabi, și-am găsit unde stă vulpea. Am găsit unde stă vulpea. Unde ești? Acolo unde te-a omorât. La castel? Da. Parcă să te leportai. Dacă știi unde. La castel. Care tu ai zis că ai un demon. Demon Grimore înseamnă că... Aha. Gata, am găsit. Vedeți, sunt așa niște drumuri cu niște copaci, adică este un drum cu niște copaci, cu un copac, rozalim, oricum, cum îi spuneți. Unde ești? Sau cum vreau să-i spuneți. Eu de sub la castelul, nu? Te văd, ia uite-mă. Bun. Haideți să le arătăm oamenilor unde se află vulpea. Vino pe aici, nu pe acolo, pe aici, să nu te omoare ăla. Vedeți, noi acum trebuie să mergem pe aici, să descoperim groapa aceasta, dacă tot vreți. Groapa aceasta, vă duceți în ea, am uitat să vă spun. În jocul acesta nu vă luați fold de meci și aici se află mereața vulpei. Vedeți? Prieten, am ușa stânge filmarea, cred că. Vă faci pe scara aceasta, dar vedeți să fiți cu papul unde e groapa, nu? Papul Aulu. Unde nu e groapa. Deja am ajuns, am făcut înconjurul cărții aceste, adică insulei. Dacă o
să descoperiți până acum o barcă, nu vă duceți pe ea. N-are rost. Aia. N-are. Doar dacă sunteți într-un clan, anume, sau aveți o anume putere, dar nu avem noi această putere. Ne ducem pe aici? Prin apă? Bine, o să încheiem aici episodul. Poate o să facem altul. Peste vreo 30 de minute, dar încheiem aici episodul. Da. La revedere. Bye bye.